Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să fac ceva mai special pentru cei nou veniți pe canal, care să vă explic cum stă treaba cu chestia asta. Bine, video ăsta o să fie și pentru cei care s-au abonat altă dată sau ceva de genul ăsta. Bun, în primul rând, ce vreau să menționez e că mi-am creat o pagină de Facebook unde o să pun diverse chestii și când o să vină vremea să fac un Q&A, cred că o să fac în următorul video, eu o să pun acolo ceva aici, îmi lăsați întrebările voastre, mă rog, o să scriu eu și voi îmi puneți acolo întrebările voastre și o să fac un Q&A cu ele și da, cam așa o să fie treaba. Pe pagina de Facebook pot să fac și alte chestii. O să vă las un link cu pagina în descriere și puteți arunca o privire dacă vreți, dar imaginea e cam aceeași cu a canalului. Bun, în al doilea rând, ce voiam să menționez, că unii dintre voi, bine, nu unii dintre voi, unul sau doi, mi-ați cerut să vă fac promovare. Nu știu dacă e o decizie chiar așa de bună pentru cea pe care ați luat-o, dar eu nu am nimic cu voi, eu vă fac promovare dacă vreți, dar o să pun un preț pe ele, evident, fiindcă nu o să ies cu una goală din chestia asta. Eu o să vă cer, uite cam așa, bine, avem două tipuri de promovări. Promovarea 1 este o promovare de tip standard, adică e o promovare micuță de 30 de secunde pe care o voi pune la începutul unui clip. Și nu știu, poate o să vă aducă ceva abonați, eu sper că da, eu vă susțin, eu fac orice pentru abonații mei și sper că și ei mă susțin, indiferent de cât de des postez sau ce postez sau cum postez sau când. Ok, bun, în și a doilea tip de promovare este promovarea premium. E vorba de o promovare mai lungă, care se cuprinde întreg clipul, adică fac un clip numai despre voi, despre abonați, în care eventual o să reacționez la unele din clipurile voastre și probabil că acest lucru vă va aduce mai mulți abonați. Dar puteți să-mi spuneți voi când cereți promovare, să-mi spuneți la ce clip vreți să reacționez și cam așa va sta treaba cu promovările. Și promovarea standard este 3 euro, așa, și promovarea premium este 5 euro. Bun, voi puteți să mă plătiți ori prin PayPal, ori preferabil prin Paysafe, fiindcă Paysafe-ul mi se pare o metodă mai simplă de plată, ca să nu vă complic și chestii de genul ăsta. Bun, ce mai voiam să vă spun? Am observat că la unele clipuri am vizionări mai multe, la altele mai puține, altele sunt mai vechi, dar altele sunt mai noi și au mai multe vizionări. E vorba că nu știu ce fel de content vă place vouă, ce aș putea să postez ca și content. Și puteți să-mi spuneți voi, ori aici în secțiunea de comentarii, ori pe pagina de Facebook, am lăsat undeva o secțiune în care puteți să-mi spuneți ce tip de content vă place la mine. Mă rog, s-ar putea să fie parodiile muzicale, fiindcă pe alea am cele mai multe vizionari și dubii sau ceva. Bun. Și legat, voiam să vă mai spun, puteți să mai spuneți la gaming. O să fac și gaming, nu o să fac doar ceea ce este. Voiam, când am creat canalul, am zis să fie un canal mix, nu doar de gaming, și va fi și de muzică, cum fac parodiile muzicale sau de vlog sau de review-uri sau ce vreți voi, în care voi posta de toate așa, dar
la secțiunea de gaming, voiam să spuneți cam ce jocuri vă place că joc. Adică, o să las o secțiune pe pagină și voi îmi spuneți acolo că ce fel de vă place, ce nu vă place, ce nu. Și o să țin cont de astea, de alegerile voastre și o să fac cu ce jocuri vă plac nouă oameni. Adică îmi spuneți ori CSGO, ori PUBG, ori GTA 5, ori Assassin's Creed, Unity sau Origins, ori Destiny 2, ori Total Warhammer. Am multe jocuri și aș vrea să vi le prezint. Și Fallout 4, Far Cry 4, bine, știu că apără Far Cry 5, dar deocamdată nu mi-l permit. Bun. Și cam atât am avut de spus. Și cam atât a fost pe acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă da, știți ce aveți de făcut. Și până data viitoare, eu am fost Filiscoa și voi tocmai ați urmărit un nou episod de pe canal în care să înțelegeți cum stă treaba pe el. Pa! Yeah.